Eu mă numesc Breban Daniel Andrei, sunt din Baia Sprie Mara Mureș, dar provin dintr-un sat numit Chius Baia, locuri cu oameni frumoși și plin de tradiție. Îmi plăcea foarte mult să bat ritmul în oalele pe care mama le avea în bucătărie și faptul amuzant este că ea tot timpul lega dulapurile de la bucătărie ca să nu am acces la oale ca să le bat toată ziua. Mai apoi am luat legătura cu niște profesori. Am început mai întâi cu canto, iar mai apoi cu vioara. Iar din clasa a șaptea am luat decizia de a mă trece pe violă, care este cumva sufletul meu pereche. Este instrumentul care cred că mi se potrivește cel mai bine. Îmi place foarte mult să cânt în orchestră, ca drept dovadă faptul că am participat 2 ani consecutivi în Orchestra Junior a României, iar de curând am fost selecționat în Orchestra Națională de Tineret a Olandei, unde participă copiii muzicieni din toată lumea. Je lui maș și n-am cui de doruțu oarecui. Hai, hai, mașelui, codrul lui, dar nu crede nimărui. Până-i frunza pădânsul, nu vrea crede la altul. Mamă, ce bine ține și respirația. Hai, hai, dacă frunza-i aptica, nu știu, crede-mă, orba. Cine n-are doruri grele, nu horea horile mele. Mamă, deci mă trec fiori. Hai, hai, mă lăsă să le cânt eu, că eu știu ce-i dorul greu. Hai, hai, cam eu dor cu oarecui, o trecut vârful la gru. Wow. Oh, ce frumos, Doamne, foarte fain. Da. Bună seara, Daniel. Bine v-am găsit, bună seara. Bine ai venit la Vedeta Populară. Grigore Leșe, vă rog. Să luăm pe rând. Textul a fost foarte frumos. Cântecul la fel, are o cadență pe treapta a șasea și asta mă face să apreciez foarte mult structura muzicală. Eu am înțeles ce zice, pentatonică, eu am înțeles tot. Dacă vrei să traduc. Au fost acele opriri pe care tu le-ai marcat foarte bine, știi, și s-a creat un spațiu. Când marchezi acel spațiu, afli adevărul. Și cum ești îmbrăcat? Se potrivește cu ce ai cântat. Tu să știi că a fost pe aici să o părânda mulți după Maramureș. Mă, tu mie mi-ai plăcut. Adică, mă bucur, mi-ai plăcut, mulțumim. Adică astăzi te-ai prezentat foarte bine. Mulțumim foarte mult, mergem mai departe, Niculina, te rog. Mă gândeam la mesajul acestei emisiuni. Veniți aici tineri care nu se știe unde o să vă poarte viața și pe ce cărări o să ajungeți și ce profesii o să abordați.
dar mă bucur din suflet că parte din ce înseamnă construcția voastră ca oameni, ca români, este această emisiune. Și îți doresc din sufletul meu să ai parte de cărări pe care să le explorezi cu toată deschiderea și cu tot talentul pe care l-ai. Mulțumesc mult! Bogdan, te rog! Daniel, momentul tău a fost absolut senzațional. Unde mai pun că ai 17 ani? Unde mai pun că studiezi viola? Și unde mai pun că te cheamă Breban? Brebu, știi că e castorul, care e animalul meu spiritual. Îmi place foarte mult, așadar dacă te cheamă Breban, e destul de... ești preferatul meu din acest sezon. Te felicit, Daniel. Mulțumesc mult. Până acum. Nu știm ce-o mai veni. Am văzut 3 ediții. Am spus până acum. Așa. Cornelia, te rog. Oh, deci eu am inima plină de bucurie și de lumină. Sunt mândră că veniți asemenea copii de la mine din Maramureș. Senzațional momentul. Nici nu știu dacă e cazul să mai spun ceva, să-mi dau vreo părere. Pur și simplu, mare bucurie ne-ai adus. Felicitări. Frumos. Superb. Mulțumim. Eliza Stan. Eu apreciez la tine faptul că tu ai dat atenție tuturor elementelor interpretării, inclusiv dicției. Ai fost foarte atent la trecerile pe care le-ai făcut între registre. Chiar a fost o interpretare exemplară. Bravo! Mulțumesc mult! Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Succes! Ne vedem puțin mai târziu! Mulțumesc!